Dimineața am avut un timp extraordinar în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu și a prezenței Duhului Sfânt aici. Am învățat împreună cu toții că Dumnezeu vrea copii care văd, nu copii ori spiritual. Și dimineața Scriptura ne-a învățat care sunt acei pași da, spa, principiul acela, smerenie, pocăință și ascultare. Doar așa putem să menținem ochii deschiși. Dumnezeu îți poate deschide la o simplă rugăciune, dar ca să ții deschiși, trebuie întotdeauna să vii în acest proces de smerenie, o viață întreagă, de pocăință și mărturisire și de ascultare. Și să ne ajute Dumnezeu pe toți să avem ochii deschiși la realitățile veșnice. Amin? Dacă dimineața am vorbit despre ochi deschiși și am spus, Doamne, deschide-ne ochii, în seara asta o să vorbim despre a-L auzi pe Dumnezeu, de aceea rugăciunea mea Doamne, deschide-ne urechea. Aș vrea să citesc textul din 1 Samuel, capitolul 3, după care o să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească din cuvântul lui. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Tot pe vremea aceea el începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel, el a răspuns, iată-mă. Și el a alergat la el și a zis, iată-mă că și mai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat și s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că ce m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că ce m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te. De te culcă. Și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, că-și robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, citim împreună, vorbește, Doamne, că-și robul tău ascultă. Amin până aici cuvântul Domnului. De multe ori mă întreb de ce ne este greu să auzim vocea lui Dumnezeu. Care ar fi motivele pentru care nu-L auzim? Și dimineața am găsit unul din motive pe care chiar Domnul Hristos ne-a spus o cauză care face pe oameni sur spiritual. Că inima acestui popor s-a împetrit, au ajuns star de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Iată că aceasta este una din cauzele pentru care noi nu-L auzim pe Dumnezeu. Pentru că ne-am împietrit inima. Știi cum faci tartru în gură? Cine știe? Dacă nu te speli pe dinți, depunerile alea se transformă într-o piatră. Și ai nevoie de cineva ca să intre în gura ta cu unealtă care se numește nu știu cum și trebuie să-ți șlefuiască acolo cu un șlefuitor din ăla din metal. E, exact așa e și cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu nu mergi să speli mintea ta, Duhul tău în fiecare zi și să-L sfințești prin cuvântul lui Dumnezeu, mintea ta produce tartru. Și atunci devii un împie trit. La slăvit să fie Domnul că și atunci este speranță, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e un ciocan care sfarmă piatra stâncă, amin? Iată una din Cauzele pentru care nu-L auzim pe Dumnezeu este această împietrire față de cuvântul Lui Dumnezeu. Spunea Domnul Hristos dimineață prin scripturi, nu mai pătrunde în voi cuvântul meu. Apoi, răutatea și îndreptățirea de sine și păcatul ne închide urechea. Scriptura spune în Evrei 3 de la 12 la 13, Luați seama dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi și câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Iată că în păcatul, trăirea și perseverența în păcat îți închide urechea. Încetul cu încetul urechea ta devine surdă. Nu știu dacă știți, dar noi avem așa un obicei, nu noi, eu cu Adina, dar noi ca oameni. Îmi spunea cineva, zice, uite, l-am adus pe soțul meu să vă rugați pentru el. De ce? Nu mai aude mă uit la el, nu mai auzi? Nu zice, nu mai aud pe ea. Ea vorbește, eu nu mai aud. Atâta de tare a fost ăsta stresat că până la urmă s-a dus la doctor la, cum, nu știu cum se numește, o, Orelis, da, la orelist, frumos la Orelis și ăsta i-a măsurat frecvența vocii soției lui și a zis, domnule, iartați-mă, trebuie să vă informez ceva. Singura frecvență din lume care nu auziți este vocea soției dumneavoastră. În rest, aveți un auz perfect. Dragul meu, așa este de multe ori cu noi. Venim aici și nu mai auzim vocea cuvântului păstorului cel bun. Trebuie să-ți deschizi urechea, de aceea că păcatul te împietrește, păcatul te îndepărtează, pune un zid de despărțire, o inimă rea și necredincioasă. De fiecare dată când faci un mic compromis al cuvântului lui Dumnezeu, se mai împietrește un pic inima, se mai închide un pic urechea, mai vine orbire peste ochii tăi, cataracta crește. Un alt motiv este că noi credem că Vocea lui Dumnezeu sau auzul vocii lui Dumnezeu este doar pentru oameni cu daruri speciale. Dar Biblia spune așa, că orice om poate auzi vocea lui Dumnezeu pentru că toți oamenii care se întorc la Hristos devin copilului, lui, devin oițe și Biblia spune, oile mele ascultă glasul meu, le cunosc și le vin după mine. Eu am 10 cu 27, Domnul Hristos spune că dacă ești oiță, dacă te-ai născut din nou, te-ai născut cu abilitatea de a-l auzi. Și atunci de ce nu-l mai auzim? Nu știu dacă știți, dar în Israelul antic, crescătorii de oi aveau o problemă. Existau niște gâze, niște gâze care uh, intrau în urechile oilor și uh, înțepau acolo timpanul și ajungeau în creier și depuneau ouă. Și depunând ouă acolo, larvele creșteau și se dezvoltau. Și când eclozau, începeau oile să aibă așa dureri de, de cap că dădeau cu capul în stânci. Și atunci soluția care a dat-o Dumnezeu ingenioasă acestor păstori este... De pe planeta asta un singur lucru nu suportau gâzele astea. Știți ce este? Uleiul de măsline. Și atunci a ulei în urechile oițelor ca oițele să fie protejate. Toarnă uleiul cuvântului Lui Dumnezeu. Lasă urechea ta să audă pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul Lui Dumnezeu. Spuneam că sunt aceste motive, împietrirea inimii, păcatul, dau o inimă rea și necredincioasă sau faptul că tu nu crezi că Dumnezeu vrea să vorbească pentru că tu ești pur și simplu un om simplu și asta e rezervat doar pentru oameni special și supranatural. Alteori, pur și simplu, credem că Dumnezeu a intrat pe mut, cum se zice, și nu mai vorbește, e supărat pe noi. Dar Biblia spune nevrei, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus Moștenitor Dumnezeu, încă vorbește prin Cuvântul Lui. Amin! Nu vă descurajați. Și ultimul, ultima cauză e pur și simplu, nu vrem să onorăm Scriptura, nu vrem să auzim ce are Dumnezeu de spus prin Sfânta Scriptură. 1 Ioan 2 cu 7, unul din versetele care ne vorbește foarte mult și subliniază adevărul cuvântului lui Dumnezeu, spune așa, prea iubiților, nu vă scriu 1 Ioan 2 cu 7. Probabil unii dintre voi nici n-a știut că e versetul ăsta în Scriptură. Și eu l-am găsit după multă vreme, dar îmi place că subliniază un adevăr prea iubiților. Nu vă scrie o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Citim împreună. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Cu alte cuvinte, orice am face ca oiță, noi nu ne putem îndepărta de cuvintele lui Dumnezeu, pentru că ele sunt Duh și viață. Sămânța este cuvântul și nimic din ce face Dumnezeu nu face fără cuvântul Său. Cred că și tu te-ai simțit de multe ori, exact cum spuneam la început, că nu poți să nu mai auzi vocea lui Dumnezeu și ai fost îngrijorat. Mi-aduc aminte, la început, ce ușor auzeam vocea lui Dumnezeu. Și după câțiva ani de uh, multă cunoștință, a început să mi-a cap într-o parte și din ce în ce mai greu să-L aud pe Dumnezeu, pentru că acum eram în uh, eu știu. Și atunci când tu știi, Dumnezeu te lasă. Suntem într-o societate în care toată lumea știe. Înainte, oamenii mai cereau sfaturi. Cereau sfaturi de la cei mai în vârstă, cereau sfaturi de la oamenii cu păr pe cap. Acum, tinerii, oamenii, familiile tinere nu mai au nevoie de sfaturi. Pentru că suferă de această boală, eu știu. Dar dacă știi de ce nu ai rezultate, dacă știi de ce nu ai roade, dacă știi atât de mult. Își cele mai multe cărți de pe planetă scrisă despre căsătorie, cele mai multe despre creșterea copilor, cele mai multe care au fost vreodată cărți despre familie și totuși nu avem rezultate. Pentru că ceea ce știi nu te ajută. Cunoștința nu te ajută, te îngânfă, dragostea zice, te Cred că și tu te-ai simțit la fel ca mine. Doamne, de ce nu mai aud vocea Domnului la fel ca înainte? Și probabil că te-ai și descurajat. E, în povestea noastră de astăzi, E vorba despre acest stoma lui Dumnezeu Samuel, pe care Dumnezeu îl ridică printr-un proces de mentorare și îl crește sub un preot corupt, preotul Eli, într-un Israel aproape apostat, unde fiecare făcea ce îi plăcea. Se termină cartea judecători cam așa. Vreau să vă citesc ultimul verset din cartea judecători. Judecător 21 cu 25. Dacă poți să-mi pui, mulțumesc. Așa se termină cartea, în epoca aia s-a născut Samuel. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Citim împreună. Fiecare făcea cei... Nu sună ca și cultura noastră de azi? Nu sună ca și lumea noastră, fiecare face ce îi place. Filozofii greci spuneau că omul este măsura tuturor lucrurilor, adică eu decid pentru mine ce e bine, tu decizi pentru tine ce e bine, ăla decide pentru el ce e bine și așa mai departe. Dar asta e o erzie. Noi nu putem fi măsura pentru că oricum suntem într-o natură căzută a păcatului. Dumnezeu este măsura tuturor lucrurilor prin cuvântul Său. El este standardul, amin? Noi nu ne putem mântui pe noi înșine, noi nu suntem măsura. Avem nevoie de o măsură exterioară la care să ne aliniem și să fim mântuiți. De asta Samuel să naște în cultura asta coruptă în vremea judecătorilor, când fiecare făcea ce-i plăcea. Și plă. E asemănătoare cu această cultura noastră. Contextul, nu era un ușor, era unul corupt, era un context urât, era un context în care n-ai crede că Dumnezeu mai poate să facă ceva cu niște fii ai preotului eli care abuzau în autoritate, care nu vreau carnea friptă, o vreau crudă pentru că făceau business cu carnea la templu. Pe lângă asta spune Scriptura că se culcau și cu fetele de la templu. Atât de rău ajunsese Israelul, atât de apostat, încât acești preoți trăiau în curvie, în jaf, în minciună și în abuz. Și totuși Dumnezeu, spune Scriptura, candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Pentru că Dumnezeu are întotdeauna un plan. Dumnezeu nu se lasă descoperit de la generație la generație. El ridică lideri care nu-i pregătește pentru trecut, ci pentru viitor. Dragul meu, în aceste împrejurări apare planul ăsta minunat al lui Dumnezeu care ridică pe Samuel și face tranziția de la era judecătorilor la monarhie. Lezia este simplă. Maturitatea nu se măsoară încât cunoști de bine ritul. În cât de multe ori ai venit la biserică? În cât de multe de bine știi tu că am cum să fac lucruri aici în biserică, rânduia la biserică? Asta e foarte bine. Dar maturitatea se măsoară în cât de bine distingi vocea lui Dumnezeu. Pentru că în vremurile astea vorbesc multe voci. Internetul e plin de voci. Internetul e plin de voci care vorbesc în numele lui Hristos și toți cred că sunt trimiși de Hristos. Dar Biblia spune în vremurile din urmă, se vor ridica mulți învățători și proroci, mincii, noști. Aveți grijă ce ascultați. Aveți grijă ce primiți în mintea voastră, pentru că ce pui înăuntru va da rod. Îmi place că Dumnezeu este un Dumnezeu suveran și un Dumnezeu bun. Chiar dacă Israelul era apostat, chiar dacă preotul eri era aproape orb, chiar dacă fiilor erau în disgrație efectiv păcătuiau, ziua în amiaza mare, cum se zice, nu se mai ascundeau, toată lumea știa și tot Israelul cunoștea că ei păcătuiau. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu inițiază schimbarea și nu părăsește legământul lui. Și ce minunate să avem un Dumnezeu care nu părăsește, amin? Ce faine să avem un Dumnezeu, ce minune să avem un Dumnezeu care nu părăsește poporul lui și nici biserica lui în vremurile astea. Dumnezeu nu numai că are un plan, dar Dumnezeu vorbește. Chiar dacă oamenii și-au pierdut abilitatea în Israel, chiar preotul Eli nu-l mai asculta, nu-l mai auzea pe Dumnezeu. Dumnezeu încă vorbește și vreau să-ți dau o veste bună. Dumnezeu vorbește și astăzi. Urechea ta ascultă? Și știu că Dumnezeu se mișcă, El este într-o acțiune continuă, El nu se lasă. Biblia spune că mâna lui Dumnezeu este în istorie. Iosif a văzut-o, Avram a văzut-o, Iacov a văzut-o, toți patriarhii Moise a văzut-o. Mâna lui invizibilă este la lucru și în viața ta, și în viața mea, și în societatea asta, și în tineretul ăsta, de care se spune, Doamne, ce va fi cu ei? Ce va fi cu ei, va fi ca și cu noi. Dumnezeu îi va ridica și îi va folosi pentru gloria numelui Său. Dar iată ce face Samuel. Iată care sunt pașii către o ureche deschisă. Și în seara asta aș vrea să trec prin câteva momente din viața lui care exprimă și ne spune scriptura despre Samuel. Samuel era constant în creștere și ascultare, credincios în rutina zilnică sub autoritatea lui. Eli. Iată că Dumnezeu, în providența lui, hotărăște să-l pună pe acest copil sub autoritatea unui preot corupt. Incredibil. Ai zice, Doamne, ce caut eu aici? Ăsta nu e un sfânt, nu ține legea, copiii lui să compromit. Ce caut eu aici? Și știu că de multe ori sunt copii ai Domnului sau credincioși care se plâng de bisericile lor. Asta nu-mi place, nu-i lauda bună. Ăla nu predică bine, ăla nu ține închinarea bine, ăla nu ține rugăciunea bine. Eu dacă aș fi, aș face lucrurile diferit, dragul meu. Samuel era constant în creștere. Treaba lui era să crească. că Biblia spune copilul creștea. Copilul creștea mai mult, tânărul creștea mai mult, tânărul creștea și era plăcut înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Tânărul creștea. Treaba ta este să crești în măsura lui Hristos. Amin! Nu-i să judeci autoritățile, nu-i să arăți cu degetul, nu să judeci pe unul și pe altul, să dai cum să procedează acum, Să faci un bloc pe și dai în toată lumea. Treaba mea, Treaba lui Samuel a fost să crească în ascultare. El a fost constant în rutina lui zilnică. Biblia spune că a stat sub autoritate, spune Scriptura clar. Copilul a rămas, uh, capitolul 2, versetul 11, copilul a rămas în slujba Domnului înaintea preotului Eli. Șoc! Fiii lui El erau niște oameni răi, versetul 12, nu cunoșteau pe Domnul. Versetul 18, Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul era îmbrăcat cu nefod de el. Asta ce simbolizează efodul de însfințenie. Chiar dacă ei merg în păcat, chiar dacă ei păcătuiesc și să prefac, lasă-i în pace, tu continuă să te sfințești, tu continuă să crești, continuă să crești în cunoștință de Domnul, continuă să crești în generozitate, continuă să crești în dragoste, așa cum s-a rugat dam pentru noi, continuă să crești. Samuel a crescut a crescut. Nu era un om care avea fluctuații. Azi vin la biserică, mâine nu vin la biserică, n-am chef. Azi am chef să cresc, vin la grup, mâine nu vin la grup. Sunt unii dintre voi aici care aveți stilul ăsta de viață și trebuie să vă pocăiți. Mai ales în partea tinerilor. Azi vin, mâine nu vin. Mâine n-am chef, mâine n-am chef. Dragul meu, e important să fii un om constant, să fii un om pe care se poate bizui. Amin? Samuel n-a deschis ușile la templu și a făcut lucrarea la templu când avea chef. Astăzi am chef să dorm, mâine mă duc la un capucină, nu mai mă duc la biserică. Toate lucrurile au vremea lor, dar lasă timpul de biserică să fie timpul de biserică, amin? Nu-ți găsi preocupări în timpul de biserică. Samuel a fost un copil efectiv constant. Vreau să te întreb, tu crești? Ești constant sau rămâi la fel de când te-ai pocăit? Eu am întâlnit oameni, vă spun sincer, eu sunt întors de 31 de ani la Domnul. Și cu ajutorul lui și prin harul lui sper că am scăpat de multă prostie. Și mi-a dat cuvântul Dumnezeu multă înțelepciune. Dar mă întâlnesc cu oameni pe care îi văd la conferințe an de an. Sunt aceiași ca acum 15-20 de ani. La fel de plictisiți, la fel de acriți, la fel de fără viață în ei, la fel de fără pasiune și întreb ce faci. Nu mă stau. Păi, probabil cu mentalitatea asta o să ajung la 90 de ani și tot așa o să fi. Samuel creștea. Biblia spune creștea mereu. Ia uitați ce spune, tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului. El creștea, tânărul Samuel creștea înaintea Domnului, versetul 21. Tânărul Samuel creștea, dragul meu, e o acțiune creșterea, nu vine de la sine. Eu vreau să vă întreb, câți dintre voi aveți flori acasă, ridichii, pădlăgele, v-ați salată și așa mai departe răsaduri? Bun, vreau să vă întreb, ce faceți cu ele? Le lăsați acolo să crească? Crești în numele Lui Isus. Așa faceți. Nu v-ați dus să luați nutrienți, le udați, le vizitați. Soacra mea iubește florile, are o grădină, când ajunge acolo zici că ești grădina Eden. Și toată ziua e cu florile. Și soția mea are și ea câteva plante și le îngrijește, le caută, le pune apă. De ce? Pentru că lucrurile bune nu cresc de la sine. Trebuie îngrijite, Samuel a crescut intenționat și a propus creștere. Vreau să cresc, vreau să mă dezvolt, vreau să mă apropii de Domnul. Vrei tu să crești? Vrei să fii constant în creșterea ta? Domnul să ne ajute, amin? Un alt factor care îl văd aici, Samuel a fost consacrat, nu doar că a crescut constant, a fost consacrat. Ce înseamnă să fii consacrat? Când ești consacrat pentru ceva, dacă te botează ăștia în eu, eu, nu știu dacă știți, dar am făcut și box printre multe altele care le-am făcut, când era -am mai mititel. el. Și la box e un botez. Știți care e botezul? Te consacră ea. Îl pun pe unul profesionist să bată cu tine așa, după ce te vede, după câteva săptămâni că ești bun, și viola vine și trebuie să-ți rupă nasul. Dacă Ca să nu mai ai probleme, să nu-ți mai curgă sânge în viața ta până să-ți rupă osul de aici. Și eu mi-a spus un prieten, bă, vezi că astăzi ăștia îți fac botezul, te consacră, adică te, pun pe linia asta a boxului pentru totdeauna. Vei fi dedicat acestui zeu, bătăi. Vei fi dedicat fotbalului. Vei fi dedicat acestui lucru. Vei fi dedicat acest lucru. E și Samuel a avut o consacrare. Biblia spune că a fost consacrat pentru Domnul, înaintea Domnului. Pe lângă creștere nouă, trebuie consacrare zilnică. O, ce îmi place asta. Și îmi place că locul lui nu era departe de Domnul. Biblia spune în versetul 3, și Samuel, 3, capitolul 3, versetul 3. Și Samuel, capitolul 3, versetul 3. Capitolul 3. Ne lasă tehnica, dar e bine să avem scripturi. Aleluia. Vă spun sincer, câteodată calculatoarele cedează. Deci diavolului nu-i plac versetele, nu-i place scriptura, câteodată se blochează. credeți m am fost în multe biserici, se blochează. Dar eu te ce spune aici, nu vrea diavolul să vezi asta. Și Samuel, citim împreună, era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb unde e inima ta culcată. E culcată unde e lumea? E culcată lângă muzică seculară? Frate, eu mai ascult așa muzică din asta, că mă, Serios, acolo e inima ta culcată? E mintea ta culcată lângă resursele financiare? E mintea ta clocotește cum să faci un business mai bogat? Unde e mintea ta culcată? Pentru că unde e comoara ta, acolo va fi și inima ta. Iisus n-a zis unde e inima ta, acolo va fi comoara ta. Comoara trage inima după ea. Dacă comoara ta sunt banii, banii trag inima după. Dacă comoara ta este prosperitatea, dacă cum arată ta e progresul ăsta la slujbă sau știu eu dezvoltarea asta personală, te va trage acolo. Samuel era consacrat pentru Domnul. Și Biblia spune prin gura Domnului Hristos în Matei 6, căutați mai întâi ce? Și toate celelalte vi se vor da. Și știu oameni care mi-au mărtusit sanii, când am început să-L caut pe Domnul cu toată inima, parcă se aranjau lucrurile. Când nu-L mai căutam și începeam să mă ocup de altele, iar începeau piedici. Când iar mă întorceam și ascultam de cuvântul Lui Dumnezeu, s-aranjau lucrurile. Când iar mă întorceam, de ce trebuie să jucăm jocul ăsta cu Dumnezeu? De ce nu ne pocăim odată pentru totdeauna să ne consacrăm inima și mintea pentru împărăția lui Dumnezeu? Dragul meu Samuel, focusul lui era Domnul. Îmi place ce spune Scriptura de mai multe ori. Samuel era la locul lui. Samuel stătea la locul lui. Samuel stătea lângă chivotul Domnului. Samuel îți știa locul. Locul lui nu era în lume, nu era la petreceri, locul lui nu era la distracții, locul lui nu era acolo și acolo. Locul lui era lângă chivotul lui Dumnezeu. Prioritate numărul unu. Da, frate, dar acum dacă prioritatea mea e Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu mă mai lasă să mă mai duc și eu colo, în colo, Caută-L pe Domnul și Biblia spune Fă din Domnul desfătarea ta și El îți va da tot ce zorește inima. Dragul meu, suntem îndemnați de Scriptură să ne consacrăm pentru Domnul și Domnul caută o generație de oameni consacrați. Ești unul din aia care zici, Doamne, te voi face prioritate, voi sta lângă chivotul legământului. Vreau să vă întreb, ce era în chivotul legământului? Cineva? Ce înseamnă tablele legii în limba noastră de acum din secolul ăsta? Este inima ta culcată lângă cuvântul lui Dumnezeu? Doamne, caut cuvintele tale zi și noapte, ele sunt moștenirea și bucuria mea. Ele îmi dau viață, ele îmi dau perspectivă, ele îmi dau viitor. Când te caut, Doamne, când caut legile tale, când le păzesc, spune Psalmistul în Psalmul 119, mă bucur de că parcă aș avea toate comorile. Oare ne descrie asta pe noi? Samuel nu numai că era în creștere constantă, nu numai că era consacrat, dar vă mai spun ce spun aici Scriptura. El era conectat. Era conectat. Știți ce? De când m-am întors la Dumnezeu, am auzit tot felul de povești cum lucrează Dumnezeu. Și foarte mulți oameni pe care eu am auzit și au ieșuat în viață în ăștia 31 de ani, sunt oameni care au crezut că Dumnezeu vine Domnul într-o voce așa, cu bariton. ni trancă! Fugi de acasă și vă voia mea! Dumnezeu nu face așa, Dumnezeu întotdeauna lucrează într-un context, amin? Dumnezeu nu lucrează într-un vacuum al vieții. Sunt foarte mulți fugitivi și ei cred că dacă lasă totul, renunță la totul, Dumnezeu lucrează, dragul meu, Dumnezeu lucrează în contextul în care El deja te-a pus. Uite-te la Iosif, Dumnezeu a lucrat în contextul lui, în contextul casei lui Potifar, în contextul închisării și așa mai departe uite te la Avram, a lucrat în contextul lui de pribeag, de mutat cu cortul. Dumnezeu nu lucrează așa. Uuu, vino după mine, lasă-ți familia, vină într-o pădure. Ăla nu-i Dumnezeu, sunt voți străine. Dumnezeu întotdeauna ține cont de contextul în care te pune și mâna lui invizibilă lucrează și te fabrică și te mentorează acolo și te crește acolo. De asta Samuel era la locul, era conectat. El avea inima gata să spună da, Daul îl avea pregătit. Dar Samuel era conectat la realitate. El nu și-a abandonat slujba, cum fac unii astăzi. Bă, mă las de toate, că mă duc să-mi vorbească domnul munte. Serios? E fain când ai bani să mergi la munte trei zile cu frații, să te rog să postezi să-ți vorbească domnul. Dar același domn poate să-ți vorbească și acasă, în căldura de Oradea. Eu îi spun Spania de România aici. Unde stai frate Sania acum momentan? Zic, sunt în Spania de România. Domnul poate vorbi, curge apele pe tine, cald, soare, să topește asfaltul. Domnul poate vorbi în contextul în care te-a pus, amin? Îmi place că Samuel rămâne conectat cu realitatea și cu mentorul lui. Samuel nu-i dă cu piciorul la el și zice, generație în vârstă, ce nevoie mare Dumnezeu de voi? Bine că am scăpat de voi. Nu, nu. Samuel chiar cere sfatul. Samuel aleargă la mentorul lui. Are o, o, cum să spun, o inimă gata, vedeți acolo. Am un cuvânt, dar nu, nu pot să-l să spun acum, nu, nu-mi vine în minte. Este o inimă pregătită. Da, avea pregătit. Însă Samuel rămâne conectat cu realitatea, cu locul în care slujea și cu mentorul lui. Și unde merge prima dată când îi vorbește Domnul? La mentorul lui. Dar dacă ar fi fost și mă poate învăța pe mine el, ăsta e un păcătos, nu vezi că se compromite. Samuel a învățat principiul autorității. El a rămas conectat cu realitatea. Știu, a venit cineva într-o zi la mine, frate, să-mi vorbească Dumnezeu, că uite, nu mă mai înțeleg. El trage într-o parte, el zice că Dumnezeu ne zice așa din Biblie, eu zic așa, dragul. Zic, dragilor, rămâneți conectați în realitate, sunteți soț și soție. Niciunul nu-i predicator. Și ce să facem, frate? Că zice, noi, după ce plecăm de la Biserică, ne luăm și ne contrăm pe, pe predică. Nu sunteți predicatori, aveți nevoie de ajutor. Rămâneți conectați în realitatea căsătoriei voastre și mergeți și întrebați pe cineva să vă ajute. Amin. Da, dar eu știu mai bine ca el. Oh, ce îmi place de Samuel. E gata să zică da, dar Samuel rămâne, aleargă la mentorul lui, nu caută fantome. Nu caută fantome prin templu. Oh, Doamne, de unde vorbești? Samuel alergă la mentorul lui, rămâne conectat sub autoritate. Sunt așa de mulți tineri care au deraiat de la credință și familii pentru că n-au rămas în biserică, n-au rămas în realitate. S-a deschis nu știu ce grup și nu știu ce grup și nu știu ce grup care e mai bun ca toți. Spunea un pastor și bine spunea un pastor britanic odată când auzi că se deschide în orașul un grup care spune, noi vom aduce trezirea că ăștia alții n-au putut. Un singur lucru să-ți aduce aminte. Când te duci acolo să-ți dai seama că ai făcut cea mai mare greșeală din viața ta. Pentru că Dumnezeu nu dă o generație la o parte să lucreze cu alta. Dumnezeu lucrează și construiește pe generațiile trecute. Rămâi conectat în realitate, dragul meu. Credința are de-a face și cu realitatea. Să știi, de multe ori avem impresia că credința e o credință fanatică. Dar Domnul Hristos când a lucrat cu oamenii a spus Ce ai în mână? A lucrat cu lucrurile din realitatea lor. Elisei a întrebat-o: Ce ai acasă? Niște ulei și niște făină. Dumnezeu lucrează cu lucrurile care le ai. De multe ori așteptam, mai aduc eu aminte, la facultate eram, într-o dată, și voiam un semn de la Domnul. Știți cum suntem noi românii? Pe semne. În loc să fim pe scriptură. Și zic, nu mă las până nu-mi dai un semn. Și aud o voce, ce ai în mână? Și zic, nu mă interesează, vreau să-mi scrii pe tavanul ăsta, un înger al tău să-mi scrie voia ta. Și Dumnezeu ce fiule, s-a înscris voia mea, este să te sfințești, să fii plin de Duh, să ai o inimă mulțumitoare, să stai sub autoritate și să-ți termini școala. Eu vreau să plec misionar în China. Și m-a luat un frate mai în vârstă, cu păr alb în cam, -a închis într-un birou și a zis, stai jos, să spun eu cum stă treaba. Zice, tu ai râvnă multă, dar Zice, chiar foarte multă, da. N-ai înțelepciune, zice, tu trebuie să rămâi conectat în realitate. S-a uitat la mine așa și a spus, aici eu sunt tata tău. Eu m-am speriat de el. Era acolo rectorul școlii și zice, tu trebuie să stai să-ți termini școala, Dumnezeu are un plan cu tine. Dacă vei fugi misionar în China, nu o să faci nimic acolo, îți garantez, pentru că ai fugit de sub autoritate, ai fugit din realitatea care Dumnezeu ți-a dat-o să te formeze, ai fugit din cuibul ăla în care El te mentorează și te crește. Și am zis, da, frate, era un american. Dar zic, eu nu rezist mai mult de șase luni aici. Zice, nu, nu, școala e trei ani jumate plus vacanțe. Ucenicii cât au stat în școală? Și a zis, pune-ți rucsacul jos și hai să te consacri Domnului și studiu cuvântului lui Dumnezeu. Și știți ce m-am liniștit în noaptea aia? Am dormit ca un puiuț din ăsta mică. Pentru că în sfârșit a venit pacea peste mine, gândul ăla de a pleca misionar. Nu era de la Domnul. Ascultați-mă, David a fost atâțat de satana să facă numărătoarea poporului. Când vine un gând de înălțare în tine, ăla nu de la Domnul, e de la vrăjmaș, chiar dacă sună bine. Domnul te cheamă la sme, renie. Și atunci a trebuit să mă smeresc să pun cu jos și să zic, bine, frate, facem cum zici tu, tu ai mai multă înțelepciune decât mine. Și m-am pus din nou sub autoritate. Când m-am pus sub autoritate, a venit pacea lui Dumnezeu peste mine. Ești tu gata, tinere, să stai sub autoritate? Sunt aici familii tineri care pur și simplu cred că le știu pe toate. Ăsta e adevărul, eu vorbesc cu ei, vorbesc peste tot cu ei. Ei nu cred că mai au nevoie de ajutor, nu cred că mai au de învățat. Și după aia sună când e prea târziu, dragul meu, rămâi conectat cu biserica locală, rămâi conectat cu pastorii, rămâi conectat cu frații, rămâi conectat cu grupul de rugăciune. Nu te duce singur că vei fi mâncat de lupi. Samuel a rămas, a rămas la locul lui. De ce vrei să pleci de la locul tău? El avea daul pregătit, de trei ori să duce. Iată-mă că și mai chema, mă gândesc că ultima oară să... El spunea, mă băiatule, tu vrei să-mi strigi somnul? Du-te și te culcă. Și ultima oară, în sfârșit, și-a dat și el seama, îl cheamă Domnul pe copil și zice, dacă te va mai chema dată. dacă. Să răspunzi, Doamne, vorbește că își robul tău ascultă. Și ce a făcut Samuel? Nu s-a dus Samuel acolo pe străzi, prin templu, să caute. Biblia spune că s-a dus la locul lui și s-a culcat. Ce lucru simplu. Vă aduceți aminte că Dumnezeu face miracole și când oamenii dorm? Uite-te la Adam, a trebuit Domnul să-i dea shutdown, a trebuit să-l adormă să facă pe femeie, că ăsta nu tăcea din gură. Îi dădea sfatul lui Dumnezeu să crede atâta de deștept că dă dusă nume la toate animalele. Dragul meu! Câteodată e bine să te duci să te culci. Să taci din gură să te smerești înaintea Domnului și să lași pe Dumnezeu să lucreze. Vorbim prea mult și vorbim prea prost. Deștept să- am fost destul, trebuie să începem să fim biblici. Trebuie să începem să fim scripturale, amin o, oh, îmi place de Samuel și, dragilor, aș vrea să, să vă spun, după creștere constantă, după consacrare totală, răspunsul lui era deja da, da? După această conexie cu realitatea, cu mentorul lui și cu templul, el n-a fugit de la templu, în sfârșit se întâmplă miracolul, Dumnezeu îl cheamă. Deci, vedeți, noi avem trei pași de făcut. Creștere, consacrare și conectare. Noi avem trei pași de făcut. Trebuie să fim credincioși în locul în încredințat. Și în sfârșit, Dumnezeu îl cheamă. Biblia spune: Domnul a venit, s-a înfățișat, l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele, și Samuele a răspuns: Vorbește că -și robul tău ascultă. Vezi tu pașii spre ureche deschisă? Sunt acolo în locul din care tu vrei să fugi. De la studiu la biblic, plictisitor. Când te uiți pe geam, e soare și zici, Bă, mă, toți prietenii mei sunt la strand și eu stau la studiu biblic. Acolo e victoria ta, la studiu biblic. Nu la strand. Când te uiți că trece timpul și nu mai crește casa. Când te uiți că trece timpul și... Ah, Doamne, dacă aș, dacă aș putea să mă implic, eu aș face mai mult. N-ai face mai mult, pentru că dacă Domnul nu zidește o casă, dacă Domnul nu-ți dă favoare, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Stai la locul tău, pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Îmi place că Dumnezeu îl cheamă și aici, în principiu, când tu ești gata, Dumnezeu vorbește. Eu știți ce mi-am dat seama? Că noi suntem foarte nehotărâți, cum zicea Dan. Veni să o soră să ne rugăm și nu știam pentru ce să ne rugăm. Și am zis, Dan, trebuie să fii hotărâtă, soră. cere lui Dumnezeu ceva hotărât ca Dumnezeu să-ți vorbească. Dragilor, trebuie să fim hotărâți ce vrem. Trebuie să fim hotărâți. Dumnezeu ne cheamă și vorbește când inima noastră e gata, până tu nu ești gata să primești și să faci doar te joși cu Dumnezeu. Îmi spunea unul, auzi, ai un cuvânt de la Domnul pentru mine? Zic, de ce? Păi să văd așa, dacă îmi convine, dacă nu convine, Dumnezeu nu lucrează așa. Doamne, vorbește că-și robul tău azi ascultă, adică tu ce-mi spui, sigur voi împlini. ce îmi spui tu? Va fi da Ce îmi spui tu? E literă de lege. Ce îmi spui tu? Se va face. Ce îmi spui tu? Eu voi fi credincios și voi împlini. Iată-mă că și mai ai chemat. Vezi această, cum să spun, inimă gata în Samuel? Vreau să te întreb, ai tu o inimă gata să-ți vorbească Dumnezeu? Samuel de trei ore a lăsat somnul lui de noapte, vă spun sincer, m-am rugat de multe ori, Doamne, nu-mi da slujirea de noapte. Știți care e slujirea de noapte? Aveam un frate care avea slujirea de noapte. Îl la Domnul, două, buf, roagă-te pentru pastorul tău. La ora trei și un sfert iar, buf, roagă-te pentru Adina Trancă. La ora patru și un sfert iar, buf, roagă-te pentru Beni. Și am zis, doar, când l-am auzit pe asta m-am îngrozit. Iisus, zic, Doamne, nu, nu, te rog, nu-mi da slujirea asta. Două la cine vrei, dar nu-mi o da mie. Însă Samuel a fost gata să plătească prețul, să lase confortul lui, să lase somnul lui și de trei ori să alerge până la elementul lui. Iată-mă căci mai chemat răspunsul lui Dumnezeu la fel. Sau suntem prea ocupați cu vacanțe, prea ocupați să ne facem una și alta pe pământ. Ca și cum aici am stat pentru toateauna. Dragul meu, vacanțele sunt bune, casele sunt bune, toate sunt bune dar după Dumnezeu. El trebuie să fie prioritatea noastră maximă. Mă rog ca Domnul să te elibereze de acreală. Sunt aici câțiva oameni care sunt bolnavi de acreală. Este exact ca și castraveții amurați a lui bunica. De câte ori vin la biserică, îi văd cu aceeași față. Iertați-mă, nu vă jignesc, dar trebuie să fiți eliberați și mă rog ca Domnul să vă dea un duc de bucurie. Amin? Pentru că dacă n-ai bucurie, omule, trec ani și n-ai bucurie, e o problemă, ceva acolo, ai o legătură. Dacă tu n-ai biruința asupra păcatului, este o legătură. Dacă tu n-ai niciodată dorința de a ajuta pe alții, este o legătură. Și mă rog ca Dumnezeu să ne elibereze de a acreală ca biserică, amin? Și să ne dea un duc de bucurie și o haină de laudă. Doamne vorbește că și robul tău ascultă. Domnul nu numai că îl cheamă, atenție, dar Dumnezeu întotdeauna confirmă chemarea ce ți-a vorbit în Intimitate o confirmă public, amin? Spune Scriptura așa, uitați-vă, citim. 19, versetul 19, din capitolul 3. Samuel creștea. Vedeți că și după ce îl cheamă Domnul, e șocant. Samuel nu se oprește din creștere. Adică faptul că ai terminat școala nu înseamnă că ești deja graduat. Din școala credinței nu suntem niciodată gradul. Ați. De a spune cine crede, e la prezent con, 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 Tinu, nu! Nu e la prezent trecut. Cine crede și se va boteza, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică. Poate ai crezut acum 15 ani, mai crezi azi? Poate ai crezut când te-ai botezat, mai crezi azi? Și spune Scriptura aici, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele lui. Vezi tu, când tu îți faci treaba, când tu crești, când tu ești consacrat lui Dumnezeu, e prioritatea ta numărul unu. Când tu ești conectat la realitate, la slujirea din comunitatea, în biserica de casă, da unde te-a pus Dumnezeu, aici, asta e biserica și familia ta. Eu nu sunt, vă spun sincer și vă spun din start, pot să supăr pe cineva, poate pe tine sau așa, eu nu sunt de acord cu cei care zic că nu e nevoie de biserică. E nevoie de biserică. Dumnezeu ne-a conectat cu mai o familie de sânge, așa trebuie să ai și o familie spirituală. Niciodată în slujirea mea și vă spun nici o dată n-am rămas fără biserică. Întotdeauna în orice oraș am fost, am fost conectați la biserica locală, acolo am slujit, acolo am trăit, acolo ne-au văzut oamenii. E nevoie de familia noastră spirituală, amin? Și familia Betania e o familie bună, lăudați să fie Domnul. Dacă vrei ajutor, aici poți să găsești. Și îmi place că Dumnezeu confirmă, citim împreună versetul 20, tot Israelul, tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, citim împreună, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în silo. Vedeți că atunci când încep să ai o inimă gata, Dumnezeu continuă să ți se arate. Dumnezeu continuă să lucreze cu tine. Vrei să fie Dumnezeul lui Samuel și Dumnezeul tău? Să continuă să ți se arate, să continuă să... Dragii mei, umblăm prea mult în întuneric, orbecăim prea mult. Lumea are nevoie de răspunsuri și merge la psihologi în loc să vină la biserică. Oamenilor nici nu le măcar le trece prin cap când trec printr-o problemă să vină la un pastor sau la un slujitor al Domnului, să duc la vrăjitori. De ce? Pentru că nu-L mai auzim pe Domnul, nu-L mai vedem pe Domnul. Dar ce ar fi să te întâlnești cu el mâine la benzinărie și să-i spui, mergi încet la următorul semafor, că s-ar putea să faci Mi-a arătat tata de sus. Doamne, deschidem ochii, ne rugam dimineața, amin? În seara asta ne rugăm, Doamne, deschidem urechea. Domnul confirmă pe Samuel și 4, capitolul 4, cu versetul 1, ultimul verset din seara aceasta, spune chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Sunt tineri aici care au râmnă și îmi plac tinerii cu râmnă. Domnul să vă binecuvânteze. Dar, dragilor, nu vă promovați singuri. Rămâneți ca Samuel sub autoritate, în ascultare, creșteți, creșteți, rămâneți conectați cu mentorii voștri, rămâneți conectați cu biserica locală și Dumnezeu la vremea potrivită vă va ridica. Samuel nu s-a ridicat singur într-o zi, nu s-a ridicat așa. vreau să fiu proroc, jos cu el și neamul lui. Nu, nu, Dumnezeu s-a ocupat de Eli. Dumnezeu s-a ocupat de Saul în timpul lui David. Dumnezeu, amin? Treaba ta este să crești, să te consacri și să rămâi conectat în realitate. Nu să o iei după tot felul de voști din astea și teologii străine și doctrine care au apărut în ultima vreme. Rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, rămâi în grupa ta de casă, rămâi în biserica ta și Dumnezeu te va chema când ești gata și va confirma planul la cei din jurul tău. Îmi place rezultatul unui proces sănătos de formare. Ăsta este. Ăsta este. Crede-mă. Dumnezeu nu e așa unul acum de pe stradă și îl face apostol. Nu există așa ceva. Tot aud pe la una, pe unde mai merg și pe stânga și în dreapta. E, frate zani, lasă, mai lasă-ne cu studiu biblic. Mai lasă-ne cu studierea Scripturii. Că apostoli erau niște țărani pescari. Dragul meu, apostolii trecuseră prin două școli din cele trei evrești. Becea Mai și Beții Halel, trecut să prin două, nu se califica pentru a treia să devină rabini, dar ei aveau tot fundamentul și toată fundația să fie slujitori ai Domnului. Și pe lângă asta, Domnul le-a mai dat o școală de trei ani jumate. Ei n-au fost doar niște simpli pescari. Oamenii ăștia știau legea, știau cuvântul. Voi vedeți câte citate dau din vechiul testament și Petru și Pavel și Iacov și Ioan. Dragul meu, trebuie să creștem, trebuie să ne pregătim, amin? Când ai citit ultima carte din Scriptură, când ai citit ultima carte despre Scriptură, despre cunoașterea lui Dumnezeu, buruienile crește de la sine, bine le crește greu, trebuie udat și trebuie îngrijit. Dar vreau să spun că ce Dumnezeu cheamă, El întotdeauna confirmă. Și îmi place așa de mult cum spune versetul 21, Dumnezeu nu înceta să se arate în silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în silo, Prin ce? pune în versetul, te rog frumos, că vreau să-l vadă toată lumea, să nu zică că, bă, veni să trancă și nădă cu Biblia în cap. Dragilor, iubesc Scriptura, Scriptura mi-a schimbat viața, nu eu am scris cuvântul ăsta, citim împreună. Domnul nu înceta să se arate în silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în silo prin cuvântul Domnului. Eu știu că cei mai mulți dintre voi, și sunt absolut sigur de asta, Credeți doar pentru faptul că Samuel era profet, că Dumnezeu îi vorbea întotdeauna direct. Dar eu am dovezi biblice că Dumnezeu vorbea prin scripturile lui Samuel. Pentru că el a format școala profeților, vă aduceți aminte. Și prima condiție să intri în școala profeților era să știi scripturile, adică legea lui Moise, cele cinci cărți ale lui Moise. Și, apropo, trebuia să le știi pe din afară ca să intri în slujirea lui Samuel. Samuel când spune Scriptura că îi vorbea prin cuvântul Domnului, să nu credeți că stătea toată ziua că ăștia în religiile astea nu aici, poate vorbește Domnul. Nu, nu, el continua să studieze Scriptura și Duhul Sfânt lua cuvântul și îl vorbea la situația prezentă. Dragul meu, citește cuvântul, ține-l aproape, stai lângă el, strânge la inima ta, fă din cuvântul ăsta comoara vieții tale și nu o să te pierzi niciodată, că și cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Când inima e gata, Dumnezeu te va chema. Sincer, mulți am vrea să sărim la pasul numărul 5. Să ne confirme Dumnezeu, mari slujitori. Dar Dumnezeu zice, cum mi-a făcut mie prin fratele Don. Trecem cu acela la mentorare. Începem de mâine. Mi-aduc aminte, Adina știe, aveam... Noi dormeam acolo, eram dormitoare băieții și la un moment dat, eu eram la capelă și mi-aduc aminte că venea tot timpul și simțeam două bătăi în pat. Tuc-tuc. Eu mai lucram câteodată și de noapte, mai munceam și șofer și eram obosit. Și auzeam și deschideam ochii și ziceam, da, ridică-te, că își trebuie să slujești. Și eu trebuia să răspund, vorbește, Doamne, că șopul tău ascultă. Mă duceam în luam chitara și de multe ori nu vreau să țin capela, Nu vreau să mă duc acolo să mai slujesc, eram obosit, dar anii ăia au început să mă formeze și ascultă-mă. În timpul unei dimineți în care eram obosit, cu cearcă ne pe față, nici măcar nu mi-aduc aminte dacă m-am spălat pe dinți pentru că întârziasem și-a început capela. Dumnezeu a început să-mi vorbească. Și am auzit primele cuvinte de la Dumnezeu profetice din viața mea. Vezi tu, când stai sub autoritate, când stai să crești, Dumnezeu se ocupă de tine. Vreau să te provoc asta, să-i cer Domnului o ureche, gata să-L asculte. Doamne, deschide-mi ochii, ne-am rugat dimineața. În seara asta ne, ne rugăm, Doamne, deschidem urechea. Aș vrea să termin cu o poveste, o poveste care mi-a plăcut mult, mult de tot. Înainte, pe vremurile când nu existau frigidere, nu știu dacă știți, dar existau ghețării. Cei mai în vârstă, frații și surorile, ne pot spune. Eu la țară am văzut o ghețărie din aia și oamenii ăștia care aveau o ghețărie acolo în Statele Unite, ce făceau? Așteptau iarna, cădeau bucăți mari de gheață de pe munți, le tăiau, le duceau cu căruțele în astea în pământ și le închideau și aveau tot timpul verii, țineau lucrurile la rece. Și într-o zi, când ei lucrau acolo, un om dintr-o familie mare și numeroasă, în ghețăria asta, cum ar veni, capul casei și a pierdut ceasul. Și toți au căutat aproape o zi întreagă și nimeni n-a găsit ceasul. Până când, la un moment dat, un copil a intrat în ghețărie pe geam, a închis acolo pe ușa, a închis ușa și după ceva vreme a venit cu ceasul afară. Toți l-au întrebat, măi, dar ce s-a întâmplat? L-am căutat toți. Erau 20-30 de persoane în familie, niciunul nu l-a găsit. Cum? Numai tu ai găsit ceasul. Spune-ne secretul. Și el zice, e simplu. Când am intrat în ghețărie, după voi, pentru că voi toți strigați, e acolo, e acolo, e acolo, e acolo. Când am intrat în ghețărie, am închis ușa și am stat în liniște. Și am stat în liniște. Și am stat în liniște și am început să aud... Tic, 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 Și m-am dus și l-am găsit. Dragul meu, vreau să te provoc. Du-te și fă în viața ta. Intră în cămăruța ascunsă, deschide cuvântul lui Dumnezeu, ia un ceaiu, cafeluță dacă-ți place, stai acolo, fă și lasă-L să vorbească inimii tale. Tic, tic, tic. Lui Ilie i a vorbit prin sus, susurblând. Domnul nostru vorbește și azi nu se ascunde de noi. El e un tată care îi place să vorbească, să comunice cu copilul Dar noi trebuie să ne facem partea. Continuă să crești. Rămâi în consacrare. Pune prioritate în părăția lui Dumnezeu și toate celelalte ți se vor da pe deasupra. Rămâi conectat la realitatea și comunitatea bisericii și Domnul te va chema negreșit și îți va vorbi. Și atunci când te va chema Ioana, Ioana, Adina, Adina, Eugen, Eugen, Alpar, Alpar, Vali, Vali, Cristina, Sorin, să poți răspunde. Vorbește, tată, căci oița ta ascultă. Vrei să ai ureche care l de pe tata? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.